Reprezentanții sindicatului din TCE Ploiești au anunțat că vor declanșa grevă generală vineri între orele 10 și 12. Protestul a fost însă amânat după ce primarul Andrei Volosevici a promis că va găsi soluții pentru majorarea salariilor. În primul rând am fost la negocieri cu domnul director Nicolae Alexandri și cu domnul primar. Am discutat problemele care le-am revendicat și au fost niște nemulțumiri din punct de vedere salarial și organizatoric. Și ce aș putea să vă spun că momentan le-am rezolvat, deci trebuia opri transportul de la orele 10, să oprim 2 ore ca un avertisment și după aia urma greva generală, probabil ce spuneau toți membrii de sindicat. Principala nemulțumire a angajaților din TCE este legată de nivelul salariilor, dar și de condițiile de lucru. Revendicările au fost mările de salarii conform ratei de inflație și coșului zilnic, și în legătură cu sistemul organizatorii, cu problemele societății care ne confruntăm și exact datoriile care sunt către furnizori, mai ales am avut gaze 30 de miliarde, vă dați seama, acum 3 luni. S-au achitat, într-adevăr, dar vă dați seama unde mergem, că vine iarna, da, și nu o să dăm drumul la căldură sau halele unde lucrează salariații, vă dați seama că trebuie încălzite și automat nu sunt nici condițiile de muncă corespunzătoare, neavând căldură. Deci condițiile de muncă și salariile, la condițiile de muncă aferente, că vă dați seama că nu... Salariile mici. Micuțe în raport cu volumul de muncă. Ne gândim cu volumul de economia din România, atâta timp cât s-au scumpit toate necesitățile și rata de inflație, și cu asta să ne gândim foarte bine că curentul electric s-a scumpit, gazul s-a scumpit și viața noastră de zi cu zi, la salariile care le avem, coșul zilnic, nu facem față. Și ar trebui luat în considerare, să ținem cont și de inflația care e economiei, să crească și nouă salariile, pentru că nu putem să mergem în sistemul ăsta care este acum. Conducerea TCE Ploiești a transmis joi seară printr-un comunicat de presă că protestul de 2 ore sub forma unei greve generale, care ar trebui să se desfășoare vineri, este ilegal și că nu a fost informată cu privire la declanșarea acestuia.